Bogdan Matei, domnul Ciucă spune că nu el a secretizat, că cel care a secretizat este inițiatorul și aici este vorba inclusiv de secretarul general al guvernului care e condus de domnul Neacșu. Da, din punctul meu de vedere este o nouă declarație hazlie a domnului Ciucă. Pentru că, repet, în momentul în care au vrut să-l facă pe Iohannis senator, n-a mers. În momentul în care au vrut să-i dea casă, n-a mers. E normal că și bufnește râsul când auzi din postura celui de-al doilea om al statului să spună în felul următor: nu a solicitat domnul Iohannis casa. Păi, dar noi nu știm să citim legea, nici nu avea cum să solicite. În momentul în care termin mandatul, atunci ai dreptul conform legii să solicite o casă. Nu suntem toți chiar atât de naiv. Dar sigur că e o declarație în contextul în care vrea să mute atenția despre ceea ce se întâmplă la nivel prezidențial și la nivelul candidaturii domniei sale cu această temă, chipurile că această casă va merge către primul ministru. Care prim-ministru? De unde și până unde au ajuns ei la o astfel de concluzie că această casă este destinată primului ministru? Din punctul meu de vedere, rămân la aceeași părere. Domnul Nicolae Ciucă apare puțin în spațiu public, dar și atunci când apare face astfel de declarații pe care nu poți să le pui decât în acest context hazlic. Da, da, domnul Bogdan Matei, dar nu putem să evităm faptul că totuși PSD a semnat pe acea secretizare și în același timp guvernele din care a făcut parte PSD-ul în ultimii ani i-a acordat domnului Iohannis finanțare pentru activitatea domniei sale de la Cotroceni, care se ridică la nu mai mult sau mai puțin de 34 de milioane de euro în ultimul mandat. Aici sunt de acord cu dumneavoastră și în Parlamentul României avem o astfel de comisie care va analiza absolut tot și va pune la dispoziție toate sumele prese, așa cum este și normal. Din punctul meu de vedere, orice investiție din bani public, indiferent despre ce vile de protocol sau mai puțin de protocol vorbim, ele, banul public trebuie să fie cu transparență cheltuit. Da, Petru.